Și crucea de bobotează a ajuns să se fure. Incidentul s-a petrecut ieri, când arhiepiscopul Tomisului s-a deplasat în larg cu o baică și a aruncat în apele Mării Negre trei cruci, simbolizând arătarea Sfintei Trăimi la apa Iordanului. Mai mulți tineri au sărit în apă pentru a prinde una dintre cruci, printre ei aflându-se și campioana la triatlon, Antonella Manac. Incredibil, după ce sportiva a reușit să prindă o cruce, aceasta i-a fost mulsă din mână de către un bărbat aflat în apropiere, care a pretins că el a prins-o. Dăm fetei o cruce ca reparație morală pentru faptul că ea a ajuns prima la cruce, așa cum am analizat și imaginile, și sperăm ca și tânărul să fie asemenea tâlharului îndreptat de pe cruce. Poate se gândește totuși până îi dăm noi crucea fetii să-i restituie crucea. Dacă nu, oricum, noi o să îi dăm fetei crucea așa cum se cuvine. Însă Antonella Manac a fost recompensată, deoarece în al preasfinția sa Teodosie a recunoscut victoria fetei. Ea, după ce a ieșit din apă, a venit la înalt preasfințitul Teodosie, i-a povestit pățania, darurile le-a primit, a fost recompensată și acum urmează să confecționeze și în crucea. Nu știam că trebuie să facem și cruci de rezervă, dar e bine să rămânem totuși creștini și să reparăm moral ceea ce se poate repara. Antonella Manac are 24 de ani, este studentă la Facultatea de Medicină și sportiv profesionist, ea fiind component al lotului național de triatlon.